Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi voi face predicții pentru săptămâna care urmează cu zarurile pentru a vedea ce se va întâmpla în săptămâna care urmează. Voi folosi 3 zaruri. Da? Voi face predicțiile cu zaruri pentru că și zarurile sunt un instrument de a prezice viitorul și unul destul de precis. Pentru unii chiar foarte precis, acum depinde fiecare și după cum crede în divinație, în ceea ce prezic anumite instrumente de divinație. Zarurile sunt practic unul dintre cele mai vechi și simple jocuri de a prezice viitorul și voi folosi 3 zaruri de 3 culori diferite, un roșu, unul verde și unul mov. Fiecare ne va vorbi de câte un aspect al vieții. Voi face 3 aruncări. Una care să vorbească despre aspectul general, situația generală, practic. La a doua aruncare, zarurile vor vorbi despre aspectele financiare ale săptămânii, șansele de câștig, ocazele bune în carieră, da, banii. Iar la a treia aruncare, zarurile vor vorbi despre dorințele voastre intime și despre șansele în dragoste. Așadar, vă invit să vă alegeți una dintre cele 3 variante cu aceste pietre. Piatra roz, piatra mov sau piatra albă, gândindu-vă la săptămâna care urmează, săptămâna 30 septembrie, 6 octombrie, și să vedem la ce ne putem aștepta, ce ne rezervă această săptămână. Alegeți-vă varianta, bineînțeles, bazându-vă pe intuiție și după cum rezonați cu aceste pietre pe care eu deja le-am pregătit, piatra roz, piatra mov sau piatra albă. Vă las câteva clipe ca să vă alegeți varianta și apoi vom vedea ce semnificație are fiecare aruncare pentru fiecare variantă în parte. Ok, și pentru început voi face predicția pentru persoanele care și-au ales varianta piatra roz. O să pun piatra roz mai la distanță, pentru că îmi trebuie puțin spațiu ca să pot arunca zarurile. Deci voi gândiți-vă la săptămâna care urmează. Dacă aveți o întrebare anume, puteți să o puneți. Dacă nu, lăsăm zarurile să ne spună la ce ne putem aștepta. Deci să vedem pentru prima variantă, pentru piatra roz, pentru cei care și-au ales piatra roz, cum va fi săptămâna, a care vor fi aspectele generale a săptămânii. Deci prima aruncare vorbește despre aspectele generale ale săptămânii. Deci avem așa, avem roșu pe 4, avem verde 2, și avem mov 6. Da? O să întâi o să vă fac aruncările și apoi o să vă vorbesc mai bine pentru fiecare variantă în parte și apoi aruncăm și pentru... Deci pentru prima săptămână, ca aspecte generale pentru persoanele care și-au ales varianta pietrei roz, practic primul zar, zarul care mi-a ieșit cu numărul 4, zarul roșu, îmi vorbește despre faptul că este un semn de noroc și că este posibil să aveți succes în deciziile pe care le-ați ales și dacă riscați, puteți chiar câștiga. Deci puteți să riscați la un joc de noroc, spre exemplu, dar nu încercați cu sume mari. Da? Deci cine riscă, câștigă. Practic, acesta este motoul săptămânii. Da? Deci, la al doilea zar, cel care îmi vorbește de numărul 2, deci mi-a ieșit la zarul verde, mi-a ieșit numărul 2, ceea ce îmi spune că s-ar putea să aveți o parte de o dragoste nouă sau un prieten drag să vă fie aproape. La zarul numărul 3, zarul mov, care mi-a ieșit practic numărul 6 ca și număr, veți avea parte de să câștigați mai bine sau să obțineți banii în plus față de pentru ceea ce munciți voi. Da? Deci veți avea noroc să câștigați mai bine sau să obțineți bani în plus pentru munca pe care o depuneți. Haideți să vedem și care va fi aspectele financiare, da, ale săptămânii, șansele pentru locul de muncă, pentru a câștiga bani, da? Pentru carieră, profesie, afaceri. Da? Deci pentru cei care și-au ales varianta pietre roz, să vedem care sunt șansele financiare ale săptămânii. Mi-a ieșit așa, 2 la roșu, mi-a ieșit la verde 2, și mi-a ieșit la mov 1. Ceea ce vrea să-mi spună că pentru primul zar, aici, pentru zarul roșu,
Îmi spune că este un avertisment că se va încheia ceva, un proiect, o situație sau un drum și trebuie să fiți atenți la consecințe. La cel la doilea mi-a ieșit la fel 2, ceea ce îmi spune că aveți, deci să încheie un drum, un plan, ceva și atunci aveți nevoie de un nou plan, de o nouă strategie, de idei mai bune pentru ca să obțineți ceea ce vă doriți, da? Iar la zarul al treilea mi-a ieșit un punct, ceea ce îmi spune că trebuie să aveți grijă de voi, în special din punctul de vedere al sănătății și să vă faceți o listă de priorități. Deci, pentru locul, pentru carieră, profesie, cei care v-ați gândit, trebuie să aveți să nu vă supra-solicitați, da? Și să vă faceți o listă de priorități ca să nu vă obosiți prea tare. Cam asta este și pentru aspectele financiare. Haideți să vedem pentru aspectele sentimentale, deci pentru ce șanse aveți în dragoste, dacă vi se îndeplinesc dorințele voastre intime. Da, deci în dragoste este vorba aici, în relațiile sentimentale, de prietenie, de familie, poate chiar de tot ce ține de planul interrelațional. Pentru roșu mi-a ieșit 2 din nou, pentru verde mi-a ieșit 6 și pentru mov mi-a ieșit 2. Ceea ce vrea să-mi spună că, din punct de vedere sentimental, este un avertisment pentru voi că se poate încheia poate ceva, o situație, da? Sau un drum, ceva legat, un drum în viață, poate, nu știu, sau un drum pe care trebuia să-l faceți cu o persoană, sau este ceva legat de un proiect, de o situație sau de un drum și trebuie să fiți atenți la consecințe, da? Din punct de vedere sentimental pentru voi. Poate să încheie o relație, nu știu, vedeți voi. Al doilea zar mi-a ieșit zarul verde, mi-a ieșit numărul 6, ceea ce îmi spune că un străin ar putea să aibă efecte nedorite asupra voastră, asupra familiei voastre, în mod special, da? Deci fiți atenți. Iar al treilea zar, zarul mov, mi-a ieșit numărul 2, ceea ce îmi spune că evenimentele se vor succede cu repeziciune în această săptămână, din punct de vedere relațional, și vor fi schimbări rapide și va trebui să fiți atenți la deciziile pe care trebuie să le luați, da? Deci fiți atenți. Deci rețineți. Aveți grijă cu străinii, aveți grijă cu deciziile și posibil să se încheie ceva, să se oprească, încheie o relație, un proiect, ceva în care un plan pe care voi vi l-ați făcut în legătură cu cineva sau cu ceva în ce privește dragostea. Da? Cam asta este pentru persoanele care și-au ales varianta pietrei roz. Haideți să vedem pentru varianta pietrei mov. Deci să vedem la ce se pot aștepta în săptămâna care urmează, care va fi aspectul general al săptămânii pentru persoanele care și-au ales piatra mov. Roșu mi-a ieșit 3, verdele mi-a ieșit 4. Și movul mi-a ieșit 6. Deci am zis roșu că mi-a ieșit 3, ceea ce îmi spune că vă așteaptă, deci aspectele generale, da, ale săptămânii în care urmează săptămâna 30 septembrie, 6 octombrie, pentru persoanele care și-au ales piatra mov. Aici îmi spune că vă așteaptă un drum lung, o călătorie sau o veste care vine de la drum, vine de departe, da? A doua mi-a ieșit zarul verde, mi-a ieșit numărul 4, ceea ce îmi spune că vă așteaptă o încercare, niște poate chiar dezamăgiri sau o trădare, da? Deci aveți grijă că vă sunteți supuși la o încercare. Iar al treilea mi-a ieșit numărul 6, ceea ce îmi spune că veți avea norocul să câștigați mai bine sau să obțineți bani în plus pentru munca care o faceți. Deci aveți noroc de bani, da? Astea sunt aspectele generale. Haideți să vedem la situația financiară a săptămânii, cum va fi din punct de vedere al banilor, al carierei, al profesiei, ce șanse aveți, da, în această săptămână. Mi-a ieșit roșu 5, da? Mi-a ieșit verdele 2 și mi-a ieșit movul 2. Deci, ceea ce îmi spune practic că trebuie să fiți mai perseverenți, deci din punct de vedere al banilor, trebuie să fiți mai perseverenți și mai hotărâți dacă aveți un țel anume, pentru că sunteți pe drumul cel bun, da? Deci nu vă lăsați, nu vă abateți. Pentru verde mi-a ieșit numărul 2, ceea ce spune că
Practic, aveți nevoie de un plan nou sau de o idee mai bună pentru a obține ceea ce doriți. Deci trebuie să vă îmbunătățiți strategia, da? Planurile la locul de muncă sau pentru carieră sau pentru a câștiga bani, să găsiți o idee nouă. Iar ultimul zar, zarul MOV, al treilea zar, îmi spune că evenimentele se vor succede cu repeziciune și vor fi schimbări rapide și va trebui să luați și voi decizia cea mai bună, deci într-un timp foarte scurt. Deci aveți grijă cum încercați să vă organizați în așa fel încât să puteți să luați, să aveți mintea limpede, ca să spun așa, să aveți posibilitatea să vă puteți lua o decizie cât mai corectă, în timpul cât mai scurt, dacă va fi cazul. Da? Haideți să vedem și din punct de vedere sentimental cum va fi această săptămână, la ce vă puteți aștepta. Să vedem deci cu relațiile sentimentale, dragoste, dorințele voastre intime, dacă se vor împlini. Da? La roșu mi-a ieșit numărul 3, la verde mi-a ieșit numărul 4 și la mov mi-a ieșit numărul 5. Ceea ce îmi spune că, din punct de vedere sentimental, vă așteaptă un drum lung, o călătorie sau o veste care vine de departe. Ați văzut că și de la aspectul general va ieși practic această veste, da? Sau drum. Al doilea zar, zarul verde, mi-a ieșit numărul 4, ceea ce îmi spune că vă așteaptă totuși o încercare, va ieși și din aspectele generale, deci vă așteaptă totuși o încercare, dezamăgiri sau chiar trădare, da? Deci aveți grijă totuși la prieteni, la anturaj, la persoane care aveți o încercare, ceva, sau aveți și la necunoscut până la urmă, că există, poate să fie ceva, o încercare. Iar al treilea zar, MOV, a ieșit numărul 5, ceea ce spune că veți avea probabil o aniversare sau un eveniment care merită să-l sărbătoriți. Deci ceva bun totul se întâmplă și în viața voastră pe care trebuie să-l sărbătoriți. Da? Deci poate, nu știu, reușiți să câștigați la loto. Poate chiar aveți o zi de naștere, de sărbătorit sau, nu știu, vi se recunoaște un merit. Oricum, un motiv de sărbătoare va fi. Da? Deci cam asta este și pentru cele care și-au ales varianta pietrei MOV. Haideți să vedem pentru persoanele care și-au ales piatra albă, cum va fi săptămâna 30 septembrie 6 octombrie. Da? Deci aspectele generale să vedem care va fi. Roșu mi-a ieșit 1, verde mi-a ieșit 4 și MOV mi-a ieșit 2. Ceea ce vrea să-mi spună că lucrurile se complică, deci ca aspecte generale. Îmi spune că în săptămâna care următoare pentru voi care v-ați ales varianta pietrei albe, lucrurile se complică și puteți fi puși în situația sau în situațiile în care nu vă sunt lucrurile favorabile. Da? Deci încercați să fiți atenți. Al doilea zar care mi-a ieșit pentru predicția generală îmi spune, mi-a ieșit cel verde cu numărul 4, ceea ce îmi spune că vă așteaptă o încercare, dezamăgiri și trădare. Deci v-am spus că lucrurile se complică. Aveți grijă că aveți o săptămână mai dificilă, da, de se pare. Și zarul MOV mi-a ieșit numărul 2, ceea ce spune că evenimentele se succed cu repeziciune și va trebui să vor fi schimbări rapide și va trebui să luați decizii în grabă probabil și atunci trebuie să fiți atenți la deciziile pe care le luați, da? Deci aveți o săptămână grea cu niște încercări, cu niște evenimente care se succed rapid, da? Poate eveniment, aveți parte de trădări, de dezamăgiri, de probe, aveți grijă. Haideți să vedem pentru aspectele financiare ale carierei, cum va fi această săptămână, totuși să vedem dacă aveți reușită cu banii, cu profesia, cu cariera. Zarul roșu mi-a ieșit numărul 3, zarul verde mi-a ieșit numărul 6 și zarul MOV mi-a ieșit numărul 4. Deci ceea ce îmi spune ca aspecte financiare că aveți un drum de făcut, poate, sau o călătorie sau o veste care vine de la drum. Da? Deci aveți ceva legat de drumul, de vești de la drum sau călătorie. Al doilea zar, verdele, mi-a ieșit numărul 6, ceea ce spune că un străin ar putea avea efecte nedorite asupra familiei voastre. Deci aveți grijă. Deci vedeți că aveți parte de o săptămână destul de încărcată, dificilă și se pare că și din partea străinilor vin probleme. Al treilea zar mi-a ieșit numărul 4, zarul MOV,
Ceea ce spune că totuși veți găsi soluția la o problemă mai veche sau veți avea noi oportunități de carieră. Deci totuși veți avea niște oportunități, aveți grijă. Trebuie să știți voi să luați decizia potrivită și să profitați de oportunități. Haideți să vedem din punct de vedere sentimental, pentru persoanele care și-au ales varianta pietrei albe, la ce se pot aștepta dacă vi se vor îndeplini dorințele voastre interne. Roșu, mi-a ieșit 3, verdele mi-a ieșit 4 și movul mi-a ieșit 5. Ceea ce îmi spune la numărul roșu, la numărul 3, îmi spune că veți avea parte de un drum lung, de o călătorie sau vești care vin de la drum. Deci, din punct de vedere sentimental, la aceste lucruri vă puteți aștepta. Verdele mi-a ieșit, deci zarul verde a fost mi-a ieșit numărul 4, ceea ce spune că vă așteaptă totuși o încercare grea, dezamăgiri și chiar trădare. V-am spus că va ieși chiar din aspectele generale ale acestei săptămâni. Și la zarul numărul 3 mi-a ieșit numărul 5, ceea ce îmi spune că totuși veți avea un eveniment de sărbătorit, da, veți avea ceva și va ieși și din aspectele generale, că veți avea ceva de sărbătorit, veți avea un motiv de bucurie, un motiv în care să vă bucurați, da, să totuși, deci din punct de vedere sentimental, pentru ceva totuși vă bucurați, poate aniversați ziua unei persoane dragi sau a voastră. Cam asta este tot ce pot să vă spun pentru această săptămână care începe de mâine, săptămâna 30 septembrie, 6 octombrie. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că vi se vor împlini dorințele, că vă vor ajuta să depășiți cu bine toate obstacolele, acum că știți la ce să vă puteți aștepta și veți putea reuși să depășiți obstacolele sau să le evitați, veți ști și cum să vă îmbunătățiți săptămâna. Dacă urmați indicațiile acestor predicții, eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe acest canal, vă mulțumesc că sunteți din ce în ce mai mulți și îmi doresc să fiți din ce în ce mai mulți, îmi doresc practic prin intermediul acestui canal să vă puteți regăsi în predicțiile mele din ce în ce mai mult și pentru acest lucru vin mereu cu noutăți, vin mereu cu noi metode de predicție, le adaptez și întrebărilor voastre, nu vă pot răspunde la toate întrebările, unele nu sunt deja răspunsurile, le găsiți în alte predicții anterioare, deci le puteți căuta în arhiva acestui canal, pentru că veți putea găsi răspunsurile la întrebările voastre. Eu vă pot răspunde măsura timpului meu pe care l-am la dispoziție și pe care l-aloc pentru acest canal. Așadar, încă o dată vă mulțumesc că sunteți alături și urez o săptămână excelentă din toate punctele de vedere și să fiți iubiți și să iubiți. La revedere!